Să presupunem că acesta este omul păcătos care are nevoie de mântuire. Odată ce îl primește pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, se dezleagă de legătura cu cel rău, cu Satan, și iese de sub puterea lui directă. Și apoi, omul nostru trebuie să mai facă ceva, să presupunem că acestea sunt păcatele lui și este îngreunat de păcate și viața s-ar duce greu dacă le-ar lăsa asupra lui, chiar dacă este salvat, așa că trebuie să și le mărturisească Domnului. Așa cum zice Scriptura în 1 Ioan 1,9, dacă ne mărturisim păcatele, El, Domnul, este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice păcate. Așa. Și apoi, Duhul Sfânt îi aprinde viața omului nostru credincios și el începe să ardă pentru împărăția lui Dumnezeu și își trăiește o viață plenară sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu și apoi la sfârșit se înalță sufletul lui la cer, iar trupul se întoarce în țărâna pământului.